Activităților investigative desfășurate, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dej s-au sesizat din oficiu, fiind demarate cercetări în cadrul unui dosar penal întocmit pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. În baza probatorului administrat, la data de 6 iulie, un bărbat în vârstă de 39 de ani din municipiul Dej a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, ulterior, în cazul acestuia, fiind dispusă arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. În continuare, în cauză, sunt efectuate cercetări sub îndrumarea unui procuror din cadrul Partidului de pe lângă Judecătoria Dej. Instituția noastră a aflat despre situația minorei în vârstă de 15 ani, urmarea sesizării poliției. Este vorba despre o minoră abuzată de tată. În urma evaluării, nu s-a impus scoaterea copilului din familie, motiv pentru care fetița beneficiază în prezent de servicii de consiliere psihologică alături de mama sa. Fetița este securizată în familie alături de mamă și psihologul va oferi servicii pentru prelucrarea traumei cauzate de abuz și pentru ameliorarea stării emoționale a fetiței.